Care sunt cele mai mari cheltuieli la dumneavoastră în fermă la ora asta și dacă, iată, acum plouă afară, toți fermierii sunt convinși că se bucură, dar cum stăm cu irigația în zonă? Trebuie să menționez telespectatorilor, pentru cei care nu știu, că aveți o fermă în zona Brăila, o zonă foarte afectată de secetă. Da, pentru că noi suntem în Bărăgan, iar seceta face parte din viața Bărăganului, adică seceta nu este ceva ce se manifestă când și când. Ea are o oarecare ciclicitate, numai că nu știi când vine și cu ce intensitate te lovește. Asta este singura necunoscută. Dacă ai norocul să nu-ți vină în perioada, să spunem, să nu se instaleze puternic în perioada, nu știu, să dau exemplu porumbul, când are 6, 8, 10 frunze și până când reușește să polenizeze, pentru că el atunci consumă 50% din nevoia lui de apă, dacă nu te lovește atunci crunt seceta, ai scăpat. Dacă te lovește atunci, e dezastru. Deci, într-adevăr, suntem într-o zonă în care, dacă nu ai irigații la îndemână, să poți să treci aceste perioade de 4, 6, 8 săptămâni în care este posibil să nu-ți plouă, riscul în fermă astăzi este unul extrem de mare, pentru că mă întrebați care sunt cele mai mari costuri. Sigur că la inputuri, dacă ne gândim la inputuri, îngrășămintele de departe, costurile au crescut de 4 ori. Motorina a crescut foarte mult, pesticidele au crescut, să spunem, în ritmul lor. Sigur că anul ăsta este ceva mai mult decât în ultimii ani, sămânța la fel, dar în primul rând îngrășămintele și motorina, după care celelalte costuri, pentru că vedeți dumneavoastră în procesul de producție, cam 50-60% sunt costurile variabile, adică acestea date de îngrășăminte, de pesticide, de motorină și așa mai departe, și diferența sunt așa zise costuri fixe, pe care indiferent că tu cultivi ceva pe hectarul ăla sau nu, acelea curg în fiecare lună. Iar aceste costuri fixe sunt date de salarii și aici au crescut. Pentru că atâta vreme cât se scumpește nivelul de viață, omul, ca să poți să-l menții în fermă, trebuie să-i crești salariul, după care au crescut îngrozitor costurile bancare și întotdeauna creditele. Chiar dacă cele pe care le-am luat în afara ultimelor, să spunem așa, instrumente financiare cu garanții de stat și unde acolo sunt oarecum dobânzile, sunt stabile, reglementate, dar rămâne roborul care se duce variază până la cer, celelalte credite variază costul în cursul anului, pentru că spune așa, robor plus 3 plus 5 plus 7 plus, depinde cum ai negociat la momentul la care ai semnat creditul. Și dacă ai credite semnate cu câțiva ani în urmă, când ai acceptat dobândă mai mare, că nu te deranja că era 5%, că era roborul 0, gândiți-vă dacă este acum robor plus 5 sau 7%, care sunt costurile? Asta spunea și domnul Nicu și atunci, Vasile. Vedeți dumneavoastră, asta spun că sunt o parte de costuri variabile și o parte de costuri fixe. Și de regulă când ne fac cei care nu fac agricultură, când ne fac profitabilitatea la hectar, ei uită de costurile fixe. Eu arenda o plătesc indiferent că fac sau nu, am 300 de euro la hectar. Indiferent că lucrez sau nu terenul, am 800 de lei pe hectar salarii. Indiferent că lucrez sau nu terenul, am 600 de lei dobânzi și comisiune bancare. Și atunci toate aceste costuri am ajuns, dacă cu 2 ani în urmă aveam 4200 costul mediu, înainte de criza energetică, costul mediu pe hectar, am ajuns acum la 8300. Că fac, că nu fac, eu acest cost l-am. Și de aici trebuie să știu foarte bine cu cât îmi acopăr acest cost, care este nivelul de producție, prețurile fluctuează foarte mult și eu nu-mi permit să mă gândesc la depozitare decât după ce reușesc să-mi achit toate datoriile, pentru că nu fac parte din categoria fermierilor care să nu-și respecte cuvântul. Întrucât mie, cel care mi-asigură creditul furnizor, este distribuitorul, obțin un discount foarte bun, el câștigă puțin de pe urma mea ca și client în procente, pentru că trebuie să-i onorez acele termene de plată. Pentru că și el, la rândul lui, a negociat cu firma de inputuri la un anumit discount. Și atunci, pentru că nu vreau
să creez haos dincolo de poarta mine, fermei. De poarta fermei, în permanență stăm cu ochii pe bursă și cu ochii pe costuri. Și zicem așa, atât mă costă hectar, atât este prețul astăzi. Așa arată cultura, așa este perspectiva anului. E momentul ăsta. Cam cât aș face eu dacă n-ar mai ploua? Eu cred că o 2000 la greu facem oricum ar fi. Bun, cât este prețul? Cât este? Hai, contractăm 2000. Mai așteptăm 3 săptămâni. Mai crește grâu, mai, nu știu, porumbul sau floarea, depinde acum de cultura pe care o judecăm, o avem în analiză. Mai contractăm încă puțin, încă puțin, încă puțin. Și la recoltat, zice că îți faci, îți estimezi o producție, da? Dar producția când o estimez, nu este ceea ce vreau eu să obțin, ce exact mi-ar plăcea mie. Ci mă uit nu-i în dorință, ultimii e realitate. 5 ani, 10 ani. Da. E, care e media mea pe fermă la neirigat? A fost 8200 la porumb până în 2020. Deci nu m-am gândit niciodată, nu ne-am gândit niciodată să contractăm fiu cel mai mult de 6-7 tone. Deci rămâi cu 2 tone pe hectar. Ai 200 de hectare, cu 2 tone zici 400. Am magazie de 1000 de tone. Le pun acolo dacă nu-mi convine preț. Dacă îmi permit să stau cu cash minus contravaloarea a ceea ce am depozitat până la următoarea cultură. Și tot așa, vedeți, este un business, este într-o permanență analiză. Deci mintea întotdeauna stai cu creionul în mână și cu ochii când pe bursă, pe tendințe, când pe meteo. Aici cu meteo să știți că mai m-am imunizat. Deci după 2020 am căpătat niște anticorpi la care nu vreau să se manifeste decât atunci când într-adevăr m-a vaccinat 2020. Deci a fost ceva îngrozitor. Pentru că nu ne-am imaginat niciodată că vom avea un an în care să nu recoltez nimic, nici pe toamnă, nici pe primăvară. Și am zis, dom'le, dacă am trecut peste ăsta, înseamnă că nimic, n-avem cum să mai ajut de atât, nu am unde să coboare. După care, eu sunt un om optimist, deci în fiecare dimineață când mă trezesc, eu zic, dom'le, astăzi va fi mai bine decât ieri. Atunci și anul ăsta pe care l-am început și suntem în desfășurarea lui, mă gândesc că va fi mai bun decât anul trecut.